Hristos a înălțat, prieteni. Astăzi este înălțarea Domnului și ziua eroilor. În fiecare an, la 40 de zile de la Sfintele Paști, Biserica Ortodoxă sărbătorește praznicul înălțării Domnului. Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din anii 1999 și 2001, sărbătoarea Înălțării Domnului a fost consacrată ca zi a eroilor și sărbătoare națională bisericească. Astfel, în toate bisericile, mănăstirile și catedralele ortodoxe din țară și străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului, se arată într-un comunicat al Patriarhiei. Adesea, înălțarea lui Hristos ca și învierea sa au fost înțelese ca fiind niște lucrări ale Tatălui asupra Fiului Său. Trebuie să avem în vedere că moartea lui Hristos nu a avut ca țintă satisfacerea onoarei jignite a Tatălui, ci transfigurarea firii omenești. De aceea, atât în înviere cât și în înălțarea sa, Hristos nu este pasiv. Evanghelistul Luca spune că Hristos i-a luat pe ucenicii săi, i-a dus spre Betania și acolo și-a ridicat mâinile, i-a binecuvântat și pe când îi binecuvânta, s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer. Luca 24:50-51. Prin aceste cuvinte, nu trebuie să înțelegem că acesta a fost ultimul act al lui Hristos în lume. El nu devine absent în creație. Înălțarea lui Hristos nu înseamnă retragerea din creație. El continuă să fie prezent și lucrător prin Sfântul Duh. Temei pentru credința în înălțarea lui Hristos avem și în Evanghelia lui Marcu, în versetul 19 din capitolul 16, unde se spune că Iisus Hristos s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta Tatălui. Astfel, Tatăl îl iubește pe Fiul în Sfântul Duh nu doar ca Dumnezeu, ci și ca om. Prin acesta trebuie să înțelegem că toți cei care ne-am unit cu Hristos devenim părtași la această iubire dumnezeiască. Obiceiuri de înălțare a Domnului. În popor există credința că odată cu înălțarea Domnului se înalță și sufletele celor adormiți de la săptămâna luminată încoace. Sufletele care rătăceau deveneau strigoi și provocau neajunsuri oamenilor și animalelor. De aceea, în această zi se practicau ritualuri magice de apărare, erau culese și sfințite plante despre care se crede că au proprietăți apotropaice, leuștean, alon, paltim, se buciuma la răspântia drumurilor și pe dealuri, oamenii se încingeau peste brâu cu ramuri de leuștean și erau date de pomană bucate pentru morți. Hristos a înălțat, prieteni, să ne regăsim cu bine și sănătate și la alte filmări.